Bun găsit, sunt Veronica Maftei și vă prezint jurnalul Canal Sud. Europarlamentarii PSD Mihai Tudose și Dan Nica au vizitat Călărașul astăzi, 11 aprilie 2022. Cei doi europarlamentari au însoțit o delegație a Uniunii Europene care a vizitat zona Deltei Dunării. În drum spre Tulcea, oficialii s-au întâlnit la Călăraș cu președintele Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță, vicepreședintele Consiliului Județean Ion Samoilă și subprefectul județului Virgiliu Diaconu. Despre vizita acestora revenim cu amănunte pe site-ul nostru canalsud.ro. A început săptămâna patimilor pentru credincioșii romano-catolici și protestanți astăzi, 11 aprilie 2022. Duminică, 10 aprilie, aceștia au sărbătorit floriile. În acest an, Paștele Catolic va fi celebrat la data de 17 aprilie, cu o săptămână înaintea Paștelui Ortodox. Cele trei zile sfinte care precedă Marea Sărbătoare a Paștelui, Joia Sfântă semnifică Cina Domnului, Vinerea Sfântă semnifică Patima și Moartea Domnului și Sâmbăta Sfântă semnifică Ziua Tăcerii și Așteptării, în care amintim moartea lui Isus și așezarea sa în mormânt, poartă numele de Triduumul Pascal și au o importanță deosebită pregătind sărbătoarea Învierii Domnului. Triduumul se va încheia odată cu Sfânta Liturghie în noaptea Învierii Domnului. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu Călăraș organizează în perioada 7-14 aprilie atelierele Pascale Sărbători în Culori. Elevi de la diferite școli împreună cu profesori sau învățători sunt așteptați la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu pentru a confecționa ornamente pentru Paști. Aceștia pot încondeia ouă, confecționa coșulețe pe care ulterior le vor folosi ca ornament pe masa de Paști. Ce se întâmplă astăzi aici? Bună ziua! Bine ați revenit la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș. Astăzi, după cum vedeți, am dat startul Sărbătorii în Culori, atelierele pascale, să spunem așa, unde se vor desfășura de pe data de 7 până pe 14 aprilie. Suntem în parteneriat cu școlile, grădinițele din municipiul Călăraș, județul Călăraș, și ne bucurăm că îi avem aproape. Bună! Ai încondeiat un ou astăzi. Da. Foarte colorat și vesel. Da. Ai mai încondeiat vreodată pe un ou? Da. Da? De multe ori chiar. De multe ori? Vei ajuta pe mama ta la încondeia ou? Da. Bună! E greu ce faci tu aici? Nu e greu, dar cam e puțin greu așa. Puțin greu? Da, da. Ai încondeiat? Nu, nu ce niciodată. Dar, ia spune, anul ăsta au reușit acum? Eu cred că da. Da. Acum ai devenit expert. Da, am devenit expert. Am pus și niște, nu știu câte eu culori. Am colorat aproape bătul, alo. Bună. Ce faci? Recuperez. Recuperez? Coșulețul. Mai încondeai vreodată ori? Nu. Nu? Dar ia spune-mi, anul ăsta o vei ajuta pe mami la bucătărie să încondeze ouăle pentru Paște? Am ajutat-o în fiecare an. Bravo! Bună ziua! Foarte frumos este ouul țel tău. Mulțumesc! Ai mai încondeiat ouă vreodată? A, da. Vreau și pe mami o ajut în bucătărie? Da. Și vei ajuta și anul acesta? Da. Ce culori îți plac ție mai mult? Păi îmi place mov, negru, auriu și argintiu. Te pregătești să construiești coșulețul? Da. Vreau să-l fac cu culorile curcubeului, în culorile curcubeului. Foarte frumos. Acesta este un sultan. Da. Și este la fel de colorat. Da, am vrut să fie, nu știu, niște culori mai închise, dar și deschise. N-am... Ai mai încălzit? Da, mai. Și n-am și merg și la pictură. Bravo! Înseamnă că ești talentată și că mai ajutat pe mami. Da, îmi place în fiecare an să fac asta. Festivalul Flori de Mai revine la Călăraș după 2 ani de pandemie.
La mijlocul lui mai așteptăm cei mai în vogă artiști ai momentului. 13 mai, Oana, Radu și Delia. 14 mai, Maximilian. Astea-s doar rânduri pe o hârtie. Ia câteva gânduri dintr-o mie. Lidia Buble. Și Carla Dreams. Dulce, dulce, până la sânge. 15 mai, DJ Project și Andra. Tine sufletul, că slăbiciunea mea ești tu. Aș lăsa timpul să termine filmul. Toată distracția în piața din centrul vechi al orașului. Concursul de interpretare va avea loc în sala de spectacole Barbu Știrbei cu recitalurile artiștilor Nico și Cătălin Crișan. Toți participanții din concurs vor cânta live, acompaniați de orchestra compozitorului Viorel Gavrilă. Eveniment organizat de Consiliul Județean Călăraș prin Centrul Județean de Cultură și Creație. Campania anticorupție Stop Mită, inițiată de conducerea Spitalului Județean de Urgență Călăraș, a ajuns cunoscută și la nivel național. Astfel, prin intermediul jurnaliștilor de la Realitatea Plus, campania privind stoparea oferirii de atenții bănești personalului instituției sanitare din Călăraș a fost prezentată ca un exemplu de bună practică. O pacientă a fost atât de mulțumită de serviciile medicale încât a decis să doneze bani instituției medicale. Conducerea spitalului a transmis recent că povestea sumelor de bani oferite trebuie să se oprească. Când am gândit campania Stop Mită, au existat mulți sceptici. Dincolo de faptul că pacienții au început să solicite aceste formulare de donație, există și un sentiment de împlinire când ideile noastre sunt prezentate ca bune practici la nivel național. Extindem normalitatea peste tot, a fost mesajul transmis de managerul Spitalului Județean de Urgență Călăraș, Bogdan Mihai, după ce Realitatea Plus a vorbit despre această inițiativă. Amintim că această campanie anticorupție a început să dea roade. Managerul unității sanitare, Bogdan Mihai, a declarat săptămâna trecută pe o rețea de socializare că o pacientă a cabinetului de urologie, mulțumită de serviciile medicale oferite, a ales să-și exprime recunoștința în mod transparent și a solicitat să doneze o sumă de bani către spital. PNL Călăraș și alte organizații locale din țară s-au lepădat de Florin Câțu și echipa câștigătoare. Ieri 10 aprilie a avut loc congresul extraordinar prin care Nicolae Ciucă a fost ales președinte al Partidului Național Liberal, acesta neavând contracandidat. Congresul a avut loc la câteva zile după demisia forțată lui Câțu de la conducerea formațiunii politice. Deși anul trecut, în luna septembrie, liberalii călărășeni în frunte cu liderul organizației județene Ciprian Pandea îl susțineau pe Florin Câțu, acum vedem o răsturnare de situație care nu ne miră deloc, pentru că așa e în politică. La doar câteva luni de la preluarea frâielor PNL, Câțu a fost debarcat mișelește din fruntea partidului de aceiași colegi care spuneau că e cel mai bun. Astfel, prim vicepreședinții, o parte din vicepreședinți, dar și președinții mai multor organizații locale, printre care se numără și călărășeanul Ciprian Pandea, au întors armele împotriva lui Florin Câțu, cerându-i acestuia demisia printr-o scrisoare din cauza că se dorea un restart al partidului împreună cu premierul Nicolae Ciucă. Am încercat să-l contactăm pe președintele PNL Călăraș, Ciprian Pandea, pentru un punct de vedere, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Timp de 10 zile, caravana cu apele curate va evalua gradul de poluare cu plastic a malurilor Dunării. Asociația Mai Mult Verde a lansat pe 10 aprilie caravana cu apele curate, care își propune să parcurgă Dunărea de la confluența fluviului cu Jiul până la Galați. Venim către dumneavoastră cu o invitație la un eveniment marca cu apele curate la Călăraș pe data de 14 aprilie 2022, începând cu ora 15. Asociația Mai Mult Verde a lansat pe 10 aprilie caravana cu apele curate, care își propune să parcurgă Dunărea de la confluența fluviului cu Jiul și până la Galați. Caravana face parte din programul cu apele curate și va străbate timp de 10 zile 531 de kilometri, timp în care va carta zonele cu deșeuri aflate de-a lungul Dunării. Școala Gimnazială Nicolae Titulescu din Călăraș găzduiește o expoziție cu vânzare care face parte din proiectul Paștele prin ochii de copil, Târg de Paște, în care beneficiarii direcți sunt cei 495 de elevi din învățământul primar. Cristina Radu, directorul adjunct al Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu, ne oferă mai multe detalii.
Școala noastră găzduiește astăzi o expoziție cu vânzare. Această expoziție face parte din proiectul Paștele prin ochi de copil, Târg de Paște, unde beneficiarii direcți sunt chiar cei 495 de elevi din învățământul primar. Timp de 3 săptămâni, doamnele învățătoare au supravegheat munca atentă și migala copiilor din clasele din învățământul primar, iar aceștia au realizat diverse produse specifice sărbătorii pascale, tablouri, ouă pictate, coșulețe, iepurași și alte multe decorațiuni. Încă de la primele ore ale dimineții, micii școlari și-au amplasat tarabele cu produsele pe care le-au lucrat cu multă dăruire sufletească și muncă și, cum era de așteptat, primii oaspeți nu au întârziat să apară, aceștia fiind părinții, bunicii, cadrele didactice din școală și colegii mai mari. Bună ziua! Mi se par ornamentele. Extraordinar. Extraordinar. Este o muncă migăloasă în care s-au împletit atât talentul copilașilor, răbdarea doamnelor, dar și spiritul sărbătorilor care vor veni. Nu pot decât să mă las purtat de atmosfera aceasta în care pur și simplu nu știu către ce să mă concentrez. Este minunat și sper să avem de acum încolo din ce în ce mai mult activități de genul acesta prin care să valorizăm atât copilașii minunați pe care îi avem, dar și activitatea colegelor noastre care sunt la fel de minunate și de valoroase. Observ că ați cumpărat ceva de la copii. Am cumpărat, da. Cum vi se par lucrurile făcute de ei? Foarte bune, foarte bune, plăcute, nu știu, și mai mult sală și toată asta, așa, nemaipomenit de frumos. Ați cumpărat de la nepoțel sau nepoțică sau de la alții? De la expoziția lor, dar și nepotul meu aici la expoziția lor. Mă gândeam eu, de aceea v-am întrebat. Da, da. Altceva? Mă bucur de tot ce e aici și frumos. Acest ornament va sta cu cinste pe masa de Paște. Da, așa este, aveți dreptate. Văd că nu mai aveți mâini. Da, 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 am luat pentru toată familia ca să sărbătorim Paștele frumos. Vor sta cu cinste pe masa de Paște. Da, 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 cu siguranță. Cum se pare această idee? Foarte frumoasă, foarte creativă, foarte frumos. Să mai facă și altele. Bănuiesc că acest ornament va sta cu cinste pe masa de Paște. Cred că da. Cum mi se pare această expoziție? Mi se pare o idee foarte bună, cu toate că nu mai a fost organizat până acum, e prima oară care se organizează. Cât sunt de frumoase, ce tablouri lucrate manual. Da, sunt minunate, sigur. Dăruire cu, cum să nu, și mergem că mai avem încă de achiziție. Atunci vă spun spor la cumpărături. Mulțumim frumos! Foarte frumos! Copiii sunt așa entuziasmați, au pregătit tot felul de cadouri spre vânzare și este un gest extraordinar. Sunt toți foarte fericiți. Spor la cumpărături. Mulțumim frumos, mulțumim că ați venit. Cum a fost să confecționați aceste ornamente? Foarte bine, ne-am distrat, dar câteodată ne-am mai și înțepat cu boldurile când am făcut ouăle. Dar acum că le-ați terminat și sunt minunate. Da. A fost foarte drăguț și interesant, deoarece am aplicat tehnici noi și ne-a plăcut foarte mult să lucrăm. Ați mai făcut asta? Nu. A fost greu să lucrați la aceste ornamente? Nu. Ce tehnică ați folosit? Ați pictat, ați colorat? Da, da. A fost greu să lucrați la aceste ornamente? Nu, a fost foarte ușor. Foarte ușor? Ce ați făcut mai exact? Ați decupat, ați colorat? Am lipit acțipilduri și am scris în interiorul felicitărilor și am pictat ouă. Ați mai făcut asta vreodată? Nu. Și l-am făcut? Da. Greu să faceți aceste ornamente? N-a fost deloc greu, dar cu puțină muncă am reușit să le facem. Cum le
ați confecționat? Din diferite materiale, ouă de plastic, coșulețe, hârtie, carton. Da. Eu am făcut direct cu carton colorat, am făcut niște coșulețe, am făcut niște iarbă și mi-a ieșit un coșuleț. Am făcut coronițe și alte decorațiuni pentru Paște. Da, da. A fost greu să confecționați acest ornament? A fost foarte ușor și a fost foarte... Poftim? Plăcut. Da, 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 plăcut. Ce tehnici ați folosit? Cum le-ați confecționat? Păi am dat cu niște lipi. Ați pictat, da, ați lipit. Am pictat o iepuraș de Ixos și da, cam... Am... Considerăm activitatea de astăzi o reușită și o răsplată pentru munca pe care ei au depus-o în diverse proiecte de voluntariat. Aduc mulțumiri elevilor, părinților, cadrelor didactice, personalului auxiliar, tuturor celor care s-au implicat în proiect. Pentru că mai sunt câteva zile până la Sfânta Sărbătoare a Paștelui, urăm tuturor sărbători cu liniște, sănătate, bucurii, cu suflete încălzite de dragoste și bunătate. Sâmbătă 9 aprilie 2022 s-a desfășurat ediția 13-a a concursului județean Ritm și Grație, organizat de Palatul Copiilor numărul 1 Călăraș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Călăraș, Centrul Județean de Cultură și Creație și cu sprijinul Consiliului Județean. Concursul a avut participare interjudețeană și s-a desfășurat pe două secțiuni, muzică ușoară și dans pe genuri și categorii de vârstă. La concurs au participat 352 de copii din palate și cluburi ale copiilor, școli gimnaziale de stat și private din Călăraș, Giurgiu, Constanța, Ploiești, Galați, Alexandria, Craiova și București. Bună ziua sau bună dimineața pentru cei care s-au trezit mai târziu. Vreau să vă urez bine ați venit astăzi alături de noi la Călăraș, unde se va desfășura concursul județean de muzică și dans modern, Ritm și Grație. Vreau să vă spun că acest concurs are o tradiție destul de lungă. Astăzi se desfășoară cea de-a 12-a ediție. Este un concurs organizat inițiat de Palatul Copiilor, dar avem ca și parteneri în desfășurarea acestui frumos eveniment Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, Consiliul Județean Călăraș, care ne-au sprijinit cu această minunată sală și cu aceste premii, diplome, medalii, cupe pentru cei premiați astăzi. Ce să vă spun? Am un pic de emoții pentru că n-am mai desfășurat de mult pe scenă un eveniment. Așa cum știți, am fost un pic restricționați cu lucrul acesta, dar acum ne bucurăm că ne-am revenit. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, că v-ați dorit să veniți până aici și să ne arătați tot ce ați muncit în această perioadă în care nu ne-am văzut. Cu siguranță sunteți cu toții foarte bine pregătiți și de-abia așteptăm să vă vedem. Și cum orice concurs trebuie să aibă și un juriu, profesor Adriana Cristache, profesor de muzică la Palatul Copiilor, domnișoara profesor Andreea Vaciu, care este totodată și sufletul organizator de anul acesta, domnul profesor Laurențiu Mireanu, și, bineînțeles, doamna Varghida Dorina, fără de care acest concurs nu ar fi existat, pe care vreau să o felicit, vreau să-i mulțumesc că este astăzi alături de noi. Vă salut, doamnă! Vă stă bine acolo la juriu. Până acum erați aici, în sală, în spate și organizați totul. Ce să vă spun, acesta este jurul nostru și, bineînțeles, și eu fac parte din jurul. Lavinia Vasile mă numesc, director la Palatul Copilor. Vă urez bine ați venit încă o dată. Cu siguranță vă veți simți bine la noi și vă așteptăm și cu alte ocazii. A
Aici se încheie jurnalul Canal Sud. Dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți trimite imagini pe WhatsApp la numărul de telefon 0727 869 957. Pe mâine!